Apropo de mână, Răzvan Anghelescu le-a adresat astăzi o întrebare ceva mai grea oamenilor lui. Câte degete au la o mână oamenii din Africa? Atenție! A, cineva ne ceartă pe Facebook că râdem ca proștii de acești oameni, că e așa de anii 90 rubrica asta. Șefule, ce să facem dacă din anii 90 prostia a rămas la fel de multă în România? Râdem și noi! Așadar, vax populi, ăștia care vă simțiți jigniți, n-aveți decât să mutați la capatos. Da. Vreau să vă întreb dacă știți câte degete are la mână omul din Africa. Nu știu. Nu se poate, doar. Nu știu, dacă n-am urmărit. Haideți să ne gândim așa, la un număr. Câte ar putea să aibă din Africa? 7 la o mână sau în total? Nu cred că la o mână. La o mână. Și în total câte ar avea omul ăsta din Africa? 7 și cu 5, 12? Am 12 ar avea. Cum vi se pare un astfel de om? Cred că nu e normal. Câte credeți că are un om din Africa? Degete. Idee. Spuneți-mi așa, poate reușim să o nimerim. 6. Și la, în total? 12, dacă are... 12 degete are. Dacă nu, 11, la care la o mână 6, la una 5. Păi să zic așa, 4 sau 5. 6, hai să zic 6, că iese degetul mic, iese, adică cum să spun eu, trebuie să mai aibă la sfârșit un deget mai mic. Maxim 6 ar avea un ăsta din Africa. Dumneavoastră câte credeți că are un om din Africa? Câte degete? Nu știu de ce să... Spune și dumneavoastră o variantă, doamna. V-ați spus cum v-ați spus, doamna. 6 credeți că are? Păi, cred. În total câte ar avea? 5 sau 6 știu eu. Și în total, zic, și la o mână și... În total, la cele două mâini trebuie să aibă, dacă are și la mâna ceilantă și la mâna ceilantă să aibă 6, 12 ar veni. 6, 7... Dar ei credeți că se descurcă cu 6 degete la o mână? Le e greu sau s-au obișnuit? S-au obișnuit din oficii. S-au obișnuit. Că vedeți, dumneavoastră, Africa e într-un fel, la noi în țară, în România e în alt fel. Poate 3, nu? 3 degete la o mână. Și în total câte ar avea unul ăsta din Africa? 3 la o mână. Cu 3, 6. 6. Dumneavoastră v-ați descurcat dacă ați avea doar 3 degete? Nu. Nu. E mai bine cum avem noi din Europa cu 5, nu? Cu 5. Cu 3 e greu de... E mai greu. E mai greu de descurcat. Ce n-ați putea să faceți cu 3 degete? Păi ce să fac cu 3 degete?